Lăudați să fie numele Domnului în veci de veci. Amin. Amin. Mulțumim Domnului care ne-a binecuvântat să fim din nou în casa Domnului și vreau să ne amintim din nou că este un mare har și o mare ocazie să fim din nou în casa Domnului. Foarte simplu și foarte ușor, puteam fi oriunde în altă parte, dar Domnul a hotărât în această dimineață să fim din nou în casa Domnului și doresc din toată inima ca Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Domnul să binecuvinteze întreaga adunare și Domnul să fie cu noi în continuare în slujba care ne stă înainte. Lăudat să fie Domnul! Noi suntem în această dimineață, frați și surori, din nou în casa Domnului, nu pentru că noi suntem ceva sau am fost ceva, nu pentru că noi am avut fapte sau merite, ci pentru că Dumnezeul nostru este bun și îndurarea Lui ține în veci. S-a citit din Psalmul 36 în această dimineață, versetul 9 care spune căci la tine este izvorul vieții. Prin lumina ta vedem lumina. Aleluia. Nu pentru că tu ai mâncat bine ieri și pentru că ți-ai luat medicamentele aseară, dimineața te-ai putut ridica din nou din pat, ci pentru că Dumnezeu este izvorul vieții și a mai pus un strop și un picur și pentru tine și pentru mine. Amen. Lăudat să fie numele Amen. Domnului! Amen. Era Ioan în insula Patmos și n-a știut de ce Domnul l-a trimis acolo unde a stat izolat atâta vreme, atâția ani din viața lui și spune el în Apocalipsa 1:10 că în ziua Domnului eram în Duhul și am auzit înapoi a mea un glas puternic ca sunetul unei trâmbițe care zicea eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă. Ce vezi scrie într-o carte și trimite-o celor 7 biserici. Și în această dimineață Duhul Domnului ne-a vorbit prin Cel ce este Alfa și Omega, Aleluia, începutul Amen. Și sfârșitul, Amen. Mod special pentru Biserica Philadelphia. Știți care este din nou mesajul care a fost pentru cei din cele 7 biserici atunci, care l-a transmis Domnul prin Ioan, este din nou mesajul învierii și anume spune cuvântul Domnului, când l-am văzut, versetul 17, am căzut la picioarele lui ca mort, deci nu m-am apucat să-l pictez, pentru că Dumnezeul nostru nu este vrednic și nu poate fi pictat de o mână omenească. El este același ieri, azi și în veci. Și dacă v-aș citi înainte versetele, citiți când mergeți acasă capitolul 1 din Apocalipsa și vedeți că Dumnezeul acesta puternic nu poate fi pictat de o mână omenească. Și spune cuvântul Domnului, când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă. Înainte era, eu sunt Alfa și Omega. Și acum eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă. Și dacă Dumnezeul nostru este tot și peste tot, în această dimineață El este și aici împreună cu noi. Amen. Și mesajul Lui pentru noi în această dimineață este în mod special versetul 18, în care Hristos recunoaște că El a fost mort. Spune, cel viu, am fost mort, dar iată că sunt viu în vecii vecilor. Amen. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Amen. Lăudați să fie Amen. Domnul! Amen. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Lăudat să fie numele Domnului! Și pentru că El a înviat, știți de ce? Pentru că El este izvorul vieții. Un izvor care țâșnește din pământ. Eu am văzut cu ochii mei când eram acasă la țară și în altă parte, când m-am dus mai departe, am avut ocazia să lucrez mai mult prin construcții și când se dădea de o vână, cum spuneau românii, de izvor, încercau oamenii și spuneau, aici nu mai avem ce construi. Aici, cum spun americanii, wetland, nu? Sau cum numesc ei. Nu mai ai ce construi acolo. Că dacă o acoperi aici, ea țâșnește dincolo. N-ați văzut dumneavoastră, mă uit la mine în drive când întund iarba și fac ordine pe acolo. Mă uit în drive, în mijlocul drive-ului. Unde betonul poate este așa de gros, la, poate mai mult de 10 inci, nu? Și vezi cum țâșnește un firicel de buruiană sau iarbă prin beton, în mijlocul drive-ului. N-a semănat-o nimeni acolo. Dar vreau să vă spun că asemenea acestui fir de iarbă, viața este rezultatul și răspunsul că nu poate fi oprită. Ei l-au îngropat pe Domnul, dar n-au știut că au îngropat acolo, au încercat să îngroape de fapt viața. Viața n-ai cum să o îngropi. Ea-și face loc și iese la lumină, slăvit să fie Domnul. Amen. Și dacă tu ești aici și eu sunt aici, pot să ridic mâinile să spun, tu ești izvorul vieții.
prin lumina ta vedem lumina. Nu că mi-am pus ochelarii să văd mai bine, sau ți-ai pus ochelarii să vezi mai bine, datorită luminii care rămâne veșnică. Și această lumină nu se mai stinge niciodată, pentru că este Iisus Hristos, Domnul, lumina lumii. Lăudat să fie Domnul! Haideți să rostim frumosul verset pe care îl avem pentru această dimineață, frați și surori, din Fapte 1:3, după care ne vom ruga Domnului. Și aș vrea să ne rugăm Domnului, să-i mulțumim Domnului, să-i mulțumim Domnului că El ne-a dat viață și în această dimineață. Te-ai gândit? Gândește-te de seară când ai să te culci, dacă nu uiți că s-ar putea să nu mai prinzi luni, s-ar putea să nu te mai trezești mâine dimineață. Te-ai gândit vreodată, rugându-te seara înainte să te culci, că s-ar putea să fie ultima rugăciune? Te-ai gândit că poate fi ultima slujbă pentru careva dintre noi în această dimineață? Sau această duminică poate fi ultima duminică din viața ta? Noi mergem așa din inerție, ne gândim că da, așa trebuie să trăiesc, dar n-am numai 50 de ani, n-am numai 20, e normal ca să mă duc până la 80. Asta e normal pentru tine, în mintea ta, dar Dumnezeu poate curma când vrea El. De aceea mulțumește în această dimineață. Eu cred că nu la voia întâmplării s-a citit Psalmul 36 și pe mine m-a marcat în mod special acest verset 9. Că Dumnezeu este izvorul vieții. Amen. Dumnezeu este izvorul vieții. Amen. Amen. Nu medicamentele, nu mâncarea bună. Dumnezeu este izvorul vieții. Bătrânii noștri n-au mâncat așa bine ca noi. Și n-au trăit așa bine ca noi, spunem noi. Dar noi mâncăm, nu știm nici noi ce mâncăm. Câte chimicale și câte băgăm în noi, să spunem așa pe românește. Dar ei au mâncat o pâine, o bucată de pâine, o bucată de slănină românească, o bucată de ceapă din grădină, dar au fost naturale, erau din grădina lui. Noi mâncăm asta de la stor și zicem că cumpărăm organic și tot buruien otrăvite cumperi de multe ori și de acolo. Noi suntem în această dimineață, nu datorită regimului alimentar suntem aici, ci datorită celui care este izvorul vieții. Și acesta este Iisus Hristos, Domnul, cel înviat din morți. Lăudat să fie numele Lui! Haideți să rostim acest frumos verset, după care cu toții ne rugăm Domnului și să-i mulțumim Domnului și să rugăm în această dimineață să ne vorbească în continuare, să binecuvinteze robii Lui, să binecuvinteze pe fratele Vali Văduva, Domnul să-L binecuvinteze și să-L folosească pentru noi în această dimineață. Amin! Să rostim acest frumos verset și apoi cu toții ne rugăm Domnului. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Amin. Ne rugăm cu toții. Doamne Dumnezeul slavei, venim înaintea Ta și Te binecuvântăm. Puterea Ta și Duhul Tău, viață din viața Ta și apoi, Doamne, credința dată Sfinților odată pentru totdeauna să fie, Doamne, în inimile noastre. Nădejdea care ne dă speranța revederii și a reîntâlnirii cu cei dragi și în mod special cu Hristosul în viața noastră. O, aleluia! Cu respect, vă invităm să reocupați locurile. Ascultăm spre slava Domnului fanfara bisericii care va lăuda pe Domnul, apoi grupul de laudă, iar după aceasta corul bisericii și Domnul să fie lăudat. Amin.
Slăvit să fie Domnul! Mulțumim din toată inima că bunătatea și îndurarea se înnoiesc față de noi zi de zi în viețile noastre. Cântau foarte frumos coriștii și Dumnezeu să vă binecuvinteze, frați și surori coriști, pentru o cântare atât de inspirată, care ne dă multă, multă nădejde. Dragii mei, ne bucurăm să fim în viață, în primul rând, prin harul Domnului, și în al doilea rând să fim în prezența Domnului, în casa Domnului, în această sfântă zi. Spunem bun venit tuturor celor care sunteți cu noi în această dimineață, Dumnezeu să vă binecuvinteze! Oaspeților noștri dragi, îl salutăm pe fratele Vali Văduvă și Dumnezeu să binecuvinteze pe soția lui scumpă, pe sora Elena, cei 4 copii și cei 2 nepoți, și biserica să spună un amin, vă rog frumos! Fratele Vali este un prieten de al meu și un frate de al nostru, care noi îl cunoaștem, unii dintre noi mai bine, alții mai puțin, dar Dumnezeu se folosește de el pretutindeni în diaspora românească și nu numai. Așa Domnul a găsit de bine să fie cu noi în acest weekend și îi mulțumim din toată inima că a slujit Domnului în Biserica Philadelphia joi seara la serviciul divin, vineri seara la seara tinerilor, ieri cu un grup de tineri a continuat studiile biblice și apoi în dimineața zilei de astăzi și va continua după masă. Amin. Iubiților, fratele Vali are o chemare specială. Mie îmi plac foarte multe daruri sau lucrări pe care Domnul le pune în mintea și în inima unor oameni ai Lui. Nu toți pot să fie păstori, nu toți pot să fie proroci, nu toți evangeliști, ci toți împreună în funcție de cum Domnul ne dă darurile Lui ca să le folosim nu spre folosul nostru, ci spre zidirea bisericii sale. Astfel că fratele Vali are o chemare specială pentru creștere și maturizare spirituală. Dragi creștini, dragi oameni ai lui Dumnezeu, dacă noi avem nevoie de ceva în viața noastră, avem nevoie de creștere și maturizare spirituală. Este o necesitate vitală, începând de la Sunday School, apoi în anii de adolescență, înainte de căsătorie, după căsătorie și apoi în viața de copii ai lui Dumnezeu în fiecare zi. Avem mare, mare nevoie de creștere și maturizare spirituală. Să nu rămânem piperniciți, să nu rămânem tot la ABC-ul pocăinței, ci să ajungem să fim maturi spiritual. Oameni dragi, la începutul anului am început un serial care eu l-am intitulat Ucenicii și ucenicizarea. Sigur că în fiecare duminică aveți pe ultima pagină acest mare subiect. Până acum am tratat 2 capitole. Ce înseamnă a fi ucenic? Numărul 1. Am vorbit foarte multe despre acest subiect. Apoi am tratat al doilea subiect, creșterea ucenicului. Și început cu duminica de astăzi, vom vorbi despre ce are nevoie ucenicul în viața lui, Biblia în viața ucenicului. Va urma apoi rugăciunea în viața ucenicului, postul în viața ucenicului, închinarea în viața ucenicului, ucenicul și noua lui familie, ucenicul și timpul, ucenicul și evangelizarea, ucenicul și cina Domnului, ucenicul și lupta spirituală, ucenicul și banii, ucenicul și munca lui, locul de muncă, perseverența ucenicului, păstrarea lui în har, ucenicul când dă socoteală de nădejdea care este în el. Și apoi vom finaliza acest serial cu ucenicul care rămâne în el, adică în Hristos. Slăvit să fie Domnul! Oameni dragi, ceea ce fratele Vale a făcut joi seara, vineri seara, ieri dimineață, astăzi și după masa zilei de astăzi, noi parte din ele vom avea în aceste buletine în fiecare duminică
până acum, de la începutul anului și în minicile care vor urma. De aceea aș dori din toată inima Dumnezeu să ne ajute să creștem spiritual. Amin. Și să ne maturizăm spiritual. Pentru că numai așa Dumnezeu poate să facă cu noi lucrări mari. El nu poate să facă lucrări mari cu oameni care nu sunt maturi și care nu cresc din punct de vedere spiritual. Tot lapte, tot lapte și iar lapte. Și nu putem să ne obișnuim și cu mâncări mai tari. De aceea, fie ca acest weekend și nu numai weekendul acesta, viața noastră să fie o viață de o creștere în permanență spirituală și cu ea, în paralel, o maturizare spirituală. Slăvit să fie Domnul! Mulțumim gazdelor care l-au găzduit pe fratele Vali în aceste zile. În primul rând, mulțumim fratelui Gabi Costea, Dumnezeu să-l binecuvinteze. Spuneți amin, vă rog, frumos! A fi un primitor de oaspeți este un dar! Și asta este un dar! Apoi mulțumim familiei Baxan, sorei Aurica și fratelui Ionel. Dumnezeu să binecuvinteze pe familia Baxan! Și apoi mulțumim în al treilea rând fratelui Teofil Gavra. Dumnezeu să-l binecuvinteze pe fratele Teofil. Aceștia s-au ocupat de joi și până mâine dimineață de acest frate în Domnul. Mare har să primești oaspeți. Dumnezeu să binecuvinteze oaspeții noștri și cei care au grijă de oaspeți. Dragii mei, după masă serviciul va continua. Primul care va vesti cuvântul este fratele pastor Ștefan Crinișor, pastorul bisericii Agape din California. El se grăbește să ajungă, să prindă avionul spre California și apoi se va finaliza serviciul divin cu ultimul seminar sau o predică împreună cu un seminar pe care fratele Vali Văduvă îl va prezenta după masă. Am început catecheza, pregătirea în vederea unui nou botez în fiecare miercuri de la orele 8 cu fratele Gabi Costea, care se ocupă de această grupă, în fiecare miercuri de la orele 8 în sala de mese. Sâmbăta viitoare, de la orele 3, vom avea o nuntă și vom prezenta mirii diseară la serviciul de după masă. Dragii mei, aș vrea să mulțumesc din toată inima și nu uit asta să fac. Îmi place să mulțumesc, pentru că mulțumirea este o floare rară care nu crește în grădinile multora. Avem pretenții multe și mari, dar un thank you este foarte scump. A mulțumi frumos este foarte scump în zilele noastre. Mulțumesc din toată inima tuturor celor care s-au străduit ca de weekendul învierii Domnului Hristos să facă o lucrare pentru gloria celui care a înviat din morți. Și voi ar trebui să spuneți un amin la asta. Mulțumesc corului bisericii, fanfarei, tinerilor, grupurilor de laudă și nu în ultimul rând copiilor. Sunt postate pe internet. Uitați-vă, vă rog, ce programe speciale au fost la sărbătoarea învierii Domnului Iisus. Dă notă mare. Dumnezeu să vă răsplătească cu viață veșnică. Transpirația, timpul pe care îl acordați. La repetiție veniți aici. Pentru că să cântați bine, trebuie să veniți la repetiție. Și asta sigur că costă timp și transpirație. Și eu, ca păstor, văd asta. Dar mai mult decât mine, vede păstorul Iisus Hristos. Vede el. Și el numai că vede, eu nu pot să vă răsplătesc, decât să vă mulțumesc. Dar marele păstor Iisus Hristos vă va răsplăti și în viața de pe pământ, dar și în viața de-apoi. Bine. Mări să fie Domnul! Și încă ceva vreau să vă mai spun. Este o vorbă destul de... În limbajul nostru românesc avem un patrimoniu, dacă vreți, de vorbe cu tâlc. Și când am fost copil, le-am cules și am venit în America cu ele în minte și în inimă și nu le pot uita. Spunea pe la Bihor, pe acolo și prin Banat, nemulțumitului i se ia darul. Ați auzit? Bine ați auzit toți? Nemulțumitului i se ia darul. Adică dacă cineva primește un cadou, un dar, și după ce primește, strâmbând în nas. Păi, vroia un alt cadou, mai mare și mai substanțial. Și cel care l-a dat,
are puterea să-l ia înapoi. Ce vreau să spun prin asta? Să nu fie între noi nemulțumiți. Dumnezeu n-are nevoie de creștini nemulțumiți. Dumnezeu are nevoie de creștini care sunt mulțumiți. Avem de ce să-i mulțumim? Eu am de ce. Și noi toți avem de ce. De aceea Dumnezeu să ne dea și darul de a fi mulțumiți. În orice stare ne aflăm, nu circumstanțele vieții, nu împrejurările vieții ne fac pe noi fericiți, plini de pace, de liniște și de credință. Nu! Hristosul învia din morți! Și promisiunile Lui în Biblie, mărit să fie Domnul. Dragii mei, ne ridicăm în picioare, împreună cu grupul de laudă, ne închinăm Domnului cu darurile noastre. Nu uitați, după masă, vrem să demolăm muntele 550 de mii, care este împrumutul de la bancă, vom face o colectă specială, lucrăm la refinanțarea acestui loan la bancă și am vrea să nu refinanțăm 550 de mii, ci să refinanțăm numai 500 de mii. De aceea vă rog din toată inima, ca întotdeauna, să venim de acasă, să fim generoși, să dăm cap pentru Domnul și vă mulțumesc frumos și Dumnezeu să fie slăvit. Amin. Slava Domnului, corul bisericii, apoi fanfara care vor lăuda pe Domnul și în urmă, așa după cum am fost informați, vom asculta acest seminar care va fi prezentat de fratele Vali Văduva și Domnul să-l binecuvinteze. Amin.
vă binecuvinteze slujirea la fiecare în parte, familiile, copiii, nepoții. Spuneam fratelui Iosif, fratelui Luca, uite, copiii mei m-au graduat, m-a făcut bunic de anul trecut. Slăviți să fie Domnul! Nici noi nu mai suntem tineri, chiar dacă arătăm așa de bine, dar nu așa de bine ca dumneavoastră. Totuși, timpul trece și noi suntem chemați la creștere și maturizare spirituală. Amin? Mă bucur foarte mult când bisericile au înțeles și înțeleg lucrul acesta. Îi felicit pe frații lucrători care se aliniază în spatele marii trimiteri, pentru că aceasta este actuală pentru fiecare dintre noi în parte. Și Domnul să vă binecuvinteze. Nu vreau să mai spun prea multe din acestea de protocol, mulțumiri. Știți cu toții că suntem mulțumitori și nu am putea să facem lucrarea la care Dumnezeu ne-a chemat fără rugăciunile dumneavoastră, fără prietenia dumneavoastră, fără susținerea dumneavoastră, pentru mine personal, fără susținerea și înțelegerea din partea soției, care rămâne acasă cu greutățile familiei, susținerea bisericii locale, Bethesda, Domnul să binecuvinteze slujirea lor acolo și slujirea bisericii Philadelphia aici în Atlanta. Salutul bisericii Bethesda este din Iuda 20 și 21 și ca să nu uit lucrul acesta și știu că dumneavoastră aveți multe versete care vreți să le citiți acasă, dar începe să ne fie foame după serviciul divin, uităm. De aceea vreau să mă achit și de această responsabilitate, să vă încredințez salutul bisericii Bethesda de la Iuda 20 și 21 și împreună cu soția și noi ne aliniem, pentru că salutul acesta și ceea ce spune Iuda aici este deosebit. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. Amin. Prea iubiților, cum spunea fratele Luca, Domnul mi-a pus pe inimă lucrarea aceasta cu mulți ani în urmă. Mi-aduc aminte și sub persecuția din comunismul din România, prin anii 80, am înțeles că trebuie să facem ucenici. Când am ajuns în Statele Unite, după o perioadă foarte scurtă de timp, 2-3 ani de zile, am înțeles că, deci dacă nu luăm în serios apropierea noastră de Dumnezeu și nu considerăm harul lui Dumnezeu pentru inimile și pentru viețile noastre, putem să avem pierderi din punct de vedere spiritual foarte mari. În pofida bunăstării de aici, din țara aceasta, trebuie să recunoaștem că de multe ori am neglijat și neglijăm creșterea și maturizarea spirituală și facerea de ucenici. Dar, așa cum spuneam și joi seara, putem să ne regrupăm acum, când am înțeles din nou lucrul acesta, putem să ne regrupăm și să o luăm din nou în serios, pentru că așa cum au distribuit frații ușieri, și mulțumim că s-a aprobat tipărirea acestei broșurele, Marea Trimitere, o mare provocare. Marea Trimitere a fost o mare provocare, este o mare provocare și va fi o mare provocare. De ce? Pentru că nu și-a expirat mandatul și nu își va expira mandatul până la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru că El spune în Matei 28, 19 și 20, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit și iată că eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului. Sunt atâtea expresii, cel puțin patru, în care Domnul Iisus Hristos declară cu declarații universale, complete, perfecte, totale. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Spuneam joi seara, dacă vă aduceți aminte cei care ați fost, că nu există autoritate, putere și influență în univers mai mare decât puterea și autoritatea Domnului nostru Iisus Hristos. Iar dacă nu vedem lucrul acesta, Domnul Iisus Hristos are toată puterea, toată autoritatea. De aceea, dacă Domnul Iisus Hristos, care este capul, este la dreapta Tatălui, trupul încă este aici pe pământ și Domnul Dumnezeu nu are planul B, ci planul A este duceți-vă în toată lumea. Și a doua declarație foarte completă, totalitară, în toată lumea
și vestiți Evanghelia la toate etniile, adică la toate grupurile sociale, etnice din lumea aceasta, și faceți ucenici, botezându-i și învățându-i, botezându-i și învățându-i. Este uimitor că toate verbele în limba greacă, când Domnul Iisus Hristos a declarat lucrul acesta, ucenicii nu au avut nicio problemă să nu înțeleagă. Nu a trebuit nimeni să le facă exegeza, cum încercăm să facem noi acum, interpretarea corectă a acestei mari trimiteri. Ucenicii au înțeles. Punctul după care se uită Domnul Iisus Hristos este acesta. Ucenici maturi care îl cunosc pe Dumnezeu în mod intim și personal. Și la sfârșit, pentru fiecare din aceste teme pe care fratele păstor senior Luca le-a prezentat cu privire la ucenicia creștină, de-a lungul anilor am dezvoltat seminarii audio pentru creștere spirituală prin formare de ucenici. Și dacă vă interesează lucrul acesta, să știți, acum o puteți face, pentru că, după cum spuneam și joi, creșterea fizică este în funcție de timp. Copilul nu poate să ajungă peste noapte la 18 ani. Trebuie să treacă 18 ani, astfel încât un copil să ajungă să se maturizeze fizic, să fie la vârsta de maturitate, la 18 ani. Este funcție de timp. Și desigur, în timpul respectiv trebuie hrănit, îngrijit, iubit și asigurate celelalte lucruri necesare. Creșterea intelectuală este funcție de educație. Nu pot să dau probleme de matematică specială la un elev de clasa 5-a. Numai dacă este precoce ca Einstein. Deci sunt excepții. Dar în regulă, în general, pentru oameni ca mine obișnuiți, deci avem nevoie să creștem intelectual și este funcție de educație. Nu putem să ajungem la rezolvarea problemelor de fizică specială și de matematică complicată decât după ce am luat primele cursuri de universitate, da? Înțelegeți cele două principii și dacă aș vrea să vă fac graficile, dar nu vreau să vă ocup timpul cu lucrul acesta. Creșterea și maturizarea spirituală este funcție de hrană spirituală. Mă hrănesc 50 de ani cu laptele duhovnicesc, numai cu ABC-ul pocăinței, rămân prunc și în scutece după 50 de ani de credință. Nu se întâmplă nimic decât după înțărcarea mea de la laptele duhovnicesc și trecerea graduală la hrana tare. De aceea, în lucrarea de ucenicie creștină, putem să avem ucenici maturi după aproximativ 3 ani și jumătate până la 7 ani și putem să avem oameni prunci în Hristos după 30, 40, 50 de ani de credință. Și aceste realități sunt arătate de Apostolul Pavel atât în 1 Corinteni capitolul 5, cât și de autorul epistolei către evrei în Evrei capitolul 5 și capitolul 6. În capitolul 6 spune, de aceea să lăsăm adevărurile începătoare și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu, învățătura despre botezul, despre punerea mâinilor, despre învierea morților și despre judecata veșnică. Și vom face lucrul acesta dacă va voi Dumnezeu. Și Dumnezeu aceasta dorește. De aceea, aș vrea ca fiecare dintre dumneavoastră la sfârșit, la terminarea serviciului divin, după ce se vor face anunțurile, rugăciunile, fratele Teofil Grava vă va aștepta pe hol la intrare cu materiale de creștere și maturizare spirituală. Deci dacă dezvoltarea fizică este funcție de timp, nepoții mei au acum aproximativ 10 luni de zile și abia acum le facem tranziția de la lapte la piureuri. Și să vezi cum deschid gura și sunt doritor să schimbe de la lapte la o altă formă de hrană. E același lucru dorește Duhul lui Dumnezeu de la noi, de la fiecare în parte. Fiecare de aici, oricare ar fi vechimea noastră pe calea Domnului, ne calificăm pentru creștere și maturizare spirituală. Deci nu este numai pentru păstori, pentru evangheliști, misionari, învățători, diaconi, slujitori și așa mai departe, ci este pentru toată biserica. Le explicam un pic tinerilor că noi în perioada aceasta de 70 de ani, 80 de ani pe pământ, pregătim de aici măsura spirituală cu care să ne umple Dumnezeu cu toată plinătatea lui Dumnezeu.
Tinerii și aduc aminte că le-am pus un dob de sticlă, un păhărel mic, un păhărel mai mare, o sticlă mai mare, o sticlă mai mare și așa mai departe. La sfârșit, când se va încheia toate lucrurile și ne vom prezenta înaintea lui Dumnezeu, nu pentru a ne căpăta mântuirea, suntem mântuiți prin har, prin credință și aceasta este harul lui Dumnezeu, ci să ne căpătăm măsura de plinătate din partea lui Dumnezeu. Și am zis, dacă vreți să înțelegeți lucrul acesta, le-am zis și la tineri, vă zic și dumneavoastră din nou, le-am spus și fraților de joi care au fost aici, depinde de noi măsura spirituală pe care vrem să o prezentăm Domnului conform cu Efesen, rugăciunea din Efesen capitolul 1 și Efesen capitolul 3. Sunt acolo două rugăciuni care nu sunt pentru vindecare, nici pentru bunăstare spirituală, nici pentru protecție în fața persecuției, nici pentru alte lucruri care sunt foarte importante și trebuie să le avem și le cere și Dumnezeu ne le dă. Și Pavel s-a rugat pentru identitatea credinciosului în Hristos și pentru creșterea și maturizarea credinciosului în toate cele patru dimensiuni ale dragostei agape, ca fiecare să ajungă la plinătatea lui Hristos. Cum spunea C.S. Lewis, marele om al lui Dumnezeu, Dumnezeu nu trimite pe nimeni în iad. Oamenii vor ajunge în iad nu pentru că Dumnezeu îi trimite acolo, ci pentru că ei refuză oferta lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că Dumnezeu nu refuză să umple pe nimeni cu plinătatea Lui, dar noi limităm cât din plinătatea lui Dumnezeu poate să fie turnată în noi datorită imaturității spirituale și datorită lipsei de ucenicie creștină în viața noastră. Disciplinele spirituale, rugăciunea ca disciplină spirituală, cercetarea cuvântului lui Dumnezeu ca disciplină spirituală, apropierea și cultivarea intimității cu Duhul Sfânt prin darurile spirituale și prin roadele spirituale. Toate aceste lucruri, transformările spirituale, metamorfoza spirituală de la 2 Corinteni 3 cu 18, toate aceste lucruri, pe măsură ce le-am primit ca revelație din cuvânt, le-am pus în formă de audio, le-am prezentat bisericii locale și le-am pus pe CD-uri, pe DVD-uri, pe videoclipuri și fratele Teofil Gavra vă va aștepta cu toate aceste lucruri, toate acele titluri pe care fratele păstor Luca le-a amintit, rugăciunea, cuvântul lui Dumnezeu și așa mai departe. Aveți acolo, flămând după cuvântul lui Dumnezeu, Doamne, învață-ne să ne rugăm, discipline spirituale și priorități, trepte de creștere și maturizare spirituală și așa mai departe. Dar ceea ce îmi place cel mai mult și care este tema pentru weekendul acesta în Biserica Philadelphia este scopul final și misiunea bisericii. Și joi seara am prezentat o platformă de ansamblu, ca să zic așa, cu cele patru dimensiuni ale bisericii locale, ca și un pătrat. Evangelizare, ucenicizare, practicarea disciplinelor spirituale și închinare, și în cadrul acestui cadru, dacă vreți, în cadrul acestei platforme din punct de vedere spiritual, se formează chipul lui Hristos în fiecare dintre copiii lui Dumnezeu în parte. De aceea, care nu ați primit broșura, vă rog să luați legătura cu frații ușieri. Aici este o introducere de ansamblu asupra marii trimiteri. Marea trimitere, o mare provocare. Nevoia de a face ucenici, nu numai de a converti pe cei din jurul nostru sau chiar pe copiii noștri. Și apoi, după convertire, ucenicizare, după ucenicizare sau nivelul următor, creștere și maturizare spirituală, pentru că scopul final este să ajungem la niște ucenici maturi care îl cunosc pe Dumnezeu în mod intim și personal. Și lucrul acesta, iubiți frați și surori, și aici este partea dificilă care de multe ori ne pune pe noi într-o așteptare și uneori într-o provocare și controversă. Nu vedem rezultatele peste noapte. Lucrarea de ucenicie creștină este o lucrare profundă ale cărei rezultate nu le vei vedea peste noapte. Trăim într-o societate
care ne-a deformat și nouă gândirea, privirea și înțelegerea, chiar și cu privire la lucrurile spirituale, pentru că vrem să avem rezultate rapide peste noapte. Ne-am obișnuit cu microundele, punem laptele 2 secunde sau 2 minute și avem laptele deja fiert sau încălzit la temperatura respectivă. În ceea ce privește ucenicia creștină, nu este drive-thru. Nu este o platformă de drive-thru. Cum obișnim să mergem drive-thru la McDonald's sau drive-thru la Taco Bell și așa mai departe. Trăim în secolul, dincolo de secolul vitezei. Acum pur și simplu ni se amețește mintea la schimbările care se produc din punct de vedere al culturii și societății. Ucenicia creștină este o lucrare de profunzime, de adâncime și am dezvoltat anumite diagrame ca să le arăt oamenilor să înțeleagă lucrul acesta și vă spun doar așa schematic, deci nu vreau să, o să avem un PowerPoint special. Închipuiți-vă că aceasta este axa, linia pământului și această formă de V reprezintă aici, sub pământ, underground, rădăcina care arată profunzimea creșterii ucenicului. Și linia aceasta la 45 de grade de deasupra liniei și axei pământului reprezintă creșterea și maturizarea spirituală. Vreau să vă spun că din punct de vedere spiritual, după ce se seamănă sămânța cuvântului Dumnezeu, nu vom observa creștere pentru o perioadă oarecare de timp. Pentru că sămânța trebuie să moară, să prindă rădăcini și după aceea va dezvolta firul ființei care va ieși în final deasupra liniei pământului. Cu cât vreți creștere mai profundă și mai vizibilă, cu atât temelia dumneavoastră trebuie să fie mai adâncă și mai solidă. Acesta este un termen din arhitectură. Frații care lucrează în construcție și lucrul acesta, mai ales în Chicago, cu cât vreți să fie clădirea mai înaltă, cu atât temelia să fie mai adâncă și mai profundă. Pentru că în ucenicia creștină, în creșterea și maturizarea spirituală, două lucruri vor interveni. Vor interveni atacurile din partea lumii și atacurile din partea vrăjmașului. Și atunci ucenicul trebuie să fie susținut de rădăcinile spirituale care le-a dezvoltat, stând la picioarele Domnului Iisus în cuvânt de rugăciune și sprijinit de mentor spiritual. Nu putem să creștem singuri, nepoții mei nu cresc singuri. Au nevoie de părinți, au nevoie de bunici și au nevoie de comunitate. Copiii noștri, tinerii, nu vor crește singuri. Au nevoie de comunitate, au nevoie de biserică, au nevoie de mentor spiritual, au nevoie de susținerea noastră și de încurajarea noastră. De aceea vă rog în continuare să pedalați pe marea trimitere și să vă orientați către un ucenic matur care îl cunoaște pe Dumnezeu în mod intim și personal. Și aveți semnele acestea de carte la dispoziție, aveți broșura aceasta și broșura cu privire la marea trimitere, o mare provocare. În ceea ce privește lucrarea și slujirea noastră, este foarte dificilă și foarte anevoioasă și nu pot să vin și să prezint lucruri mari. Pentru că nu pot să fac un seminar de 3 zile undeva în India sau în America Centrală sau în Europa și după aceea să vin cu o poză, cu un video și să zic, frații aceștia au fost de 5 inci și după seminarul de creștere și maturizare spirituală au crescut 1 inch. Și iată poza ca să vă demonstrez lucrul acesta. Cu rezultatele uceniciei creștine și creștere și maturizare spirituală, abia în cer ne vom întâlni cu rezultatele acestea. Dar va trebui să avem încredințarea și credința în loialitate și credincioșia lui Dumnezeu, că dacă facem ceea ce El ne spune, El își ține promisiunea, că la Matei 28, 19 și 20 a zis, eu sunt cu voi, este prezentul continuu, sunt cu voi, voi fi cu voi, acolo unde sunteți voi, voi fi și eu în lucrarea de facere de ucenici. De aceea mergeți, faceți ucenici botezându-i și învățându-i tot ce v-am poruncit eu. Și aceasta este ultima afirmație care implică totalitate. Deci nu putem să ne așteptăm la creștere și maturizare spirituală doar cu un sfert de Evanghelie, doar cu o treime din Evanghelie sau doar cu o jumătate de Evanghelie, ci învățați
pe ucenici să păzească tot ceea ce Domnul Iisus Hristos a încredințat primilor apostoli. Amin? De aceea lucrarea noastră, și o să prezentăm un video despre lucrarea la radio și diseară un video despre lucrarea de creștere și maturizare spirituală internațională și după aceea un video despre lucrarea de ucenicie creștină avansată care oferim pe internet la oricare în limba română și în limba engleză care dorește să crească spiritual și să ia în serios marea trimitere și în mod sistemat să crească spiritual. Mulți frați mă întreb când merg în alte state peste hotare, frate Vale, ce este mai nou? Deci îmi pare rău, de multe ori mă simt embarrassed, mă simt așa, nu pot să spun lucruri noi. Deci în continuare facem ucenici, în continuare dezvoltăm materiale, hrană spirituală de creștere și maturizare spirituală. Soția mea oferă 100% consiliere creștină și e probabil cea mai mare binecuvântare pe care o are acum în America să vadă cum familii de americani la biroul de consiliere se întorc la Dumnezeu, se întâlnesc cu Hristos sau își restabilesc din nou relația cu Hristos care au pierdut-o datorită drogului, datorită infidelității, datorită pornografiei, datorită abuzurilor și datorită neglijării relației cu Dumnezeu. Este probabil cea mai mare binecuvântare care o avem ca români să vedem lucrul acesta, când Dumnezeu atinge inimile oamenilor. Face o lucrare deosebită și are o inimă pentru surori. Deci nu veți pierde dacă o veți invita comitetul, echipa surorilor să țină aici ceva cu fetele, cu surorile, să aducă perspectiva consilierii, perspectiva relației, perspectiva comunicării, perspectiva rezolvării conflictelor și așa mai departe. Deci face o lucrare deosebită. Nu este aici ca să credeți că o laud, ci face o lucrare deosebită. Iar în ceea ce privește ceea ce am descoperit în ultimii 10 ani, de când nu mai lucrez ca inginer, ci mă ocup 100% de lucrarea de creștere și maturizare spirituală și de ucenicie creștină, mi-am dat seama că satisfacția omului adevărată nu este nici în bani, nici în poziție, nici în titluri, ci să fie în centru voiei lui Dumnezeu pentru viața lui. Nu pot să justific și nici nu pot să-mi închipui cum am rezistat cu atâtea pierderi financiare, cu atâtea falimente și totuși Dumnezeu ne-a susținut să plutim deasupra apei, prin toate valurile și prin toate necazurile prin care am trecut. De 10 ani de zile aici în America, deci este o perioadă destul de lungă de timp în care a trebuit să experimentăm ce înseamnă trăirea prin credință. Deci nu avem un board de directori care să pompeze milioane în misiunea noastră, ci pur și simplu familii ca și dumneavoastră care au înțeles chemarea fratelui Vale și a sorei Elena de a face lucrul acesta și cu o donație de 20, de 30, de 50, de 100, de 200, de 300 și așa mai departe. Deci așa a mers și merge lucrarea aceasta înainte. E greu pentru mine să explic lucrul acesta. Numai Dumnezeu a putut să facă lucrul acesta. De aceea, ceea ce am experimentat cel mai mult este atunci când mă ocup de o persoană sau de un grup de persoane pentru o perioadă lungă de timp. Și am dezvoltat această platformă în care să investim în oamenii lui Dumnezeu pentru o perioadă de 2, 3 ani, 4 ani, după modelul Domnului nostru Iisus Hristos. Cea mai fantastică satisfacție. Frate Steli, dacă poți să încarci video cu privire la lucrarea de la radio. Deci aici doar să vedeți câteva clipuri audio din ceea ce frații au mărturisit când au fost expuși la hrană spirituală în diferite colțuri ale României și ale lumii prin radio Vocea Evangheliei. Vom urmări acest video. Sunt o soră din Poșova și doresc să vă spun că mi-a plăcut foarte mult mesajul dumneavoastră de creștere și maturizare spirituală. M-au zidit sufletește foarte mult. De asemenea, vă mărturisesc în orășie, s-a făcut o trezire spirituală în urma emisiunilor transmise la televizor pe canalul creștin. Sora mea era aproape căzută de la credință, dar s-a ridicat din nou datorită mesajelor dumneavoastră. O ascultătoare a postului de Radio Vocea Evangheliei din Timișoara, România. Eu sunt o ascultătoare fidelă a misiunilor dumneavoastră de creștere și maturizare spirituală. Vreau să vă spun că m-am zidit foarte mult ascultându-le. De asemenea, am cumpărat și cartea Ce care spală lanțurile robiei. Doresc
ca Domnul să vă binecuvinteze și să vă întărească pe mai departe în lucrarea pe care o faceți. O ascultătoare a Radio Vocea Evangheliei Timișoara, România. Frate Vlad, am ascultat la Radio Vocea Evangheliei toate prelegerile pe care le-ați ținut cu un vin interes. Am și caietul la minute, mi-am luat tițe. Am văzut și văd cu ochii mei, de la zi la zi, schimbarea pe care o face Duhul Sfânt în viața mea. Mulțumesc din toată inima că am înțeles că Domnul mă iubește și vrea să mă desăvârșească. O ascultătoare a Radio Vocea Evangheliei din București, România. Am făcut aceste videoclipuri doar ca dumneavoastră să vedeți necesitatea acestei lucrări. Excludeți persoana noastră și misiunea noastră, ci gândiți-vă doar la lucrarea lui Dumnezeu și nevoia de susținere prin rugăciune și cu post ca oamenii de pretutindeni care îl cunosc pe Dumnezeu să crească spiritual în cunoașterea și în harul Domnului nostru Iisus Hristos, cum spune Petru la 2 Petru, capitolul 3, versetul 18. În ceea ce privește lucrarea de ucenicie creștină, Duhul lui Dumnezeu ne-a pus pe inimă să dezvoltăm o platformă și toată hrana spirituală pe care Dumnezeu a folosit-o în viața noastră să o sistematizăm și să o punem la dispoziție în porții care să fie digestibile, transferabile și comestibile pentru orice credincios flămând după Dumnezeu și după intimitatea cu Dumnezeu. Și am luat în serios lucrul acesta. Mi s-a părut imposibil să pui o platformă de felul acesta să fie la dispoziția tuturor pe internet în limba română și limba engleză, dar din 2010 am început lucrul acesta și platforma este definitivă și este în circulație și de fiecare dată, la fiecare 2 ani, asamblăm o nouă familie de 12 ucenici în care investim 2-3 ani de zile și pe parcurs celor 2-3 ani, alți ucenici se adaugă, astfel încât ca și un program academic universitar, trecem din modul în modul și echipăm cu hrană spirituală pe copiii lui Dumnezeu. Fratele Steli va încărca acest video cu privire la lucrarea de ucenicie creștină avansată și după aceea o să trec în față cu un microfon portabil, să avem un PowerPoint și să trecem împreună, să călcăm pe drumul Emausului cu cei doi ucenici, cu Domnul Iisus Hristos, prin toate fazele prin care Domnul Iisus Hristos i-a trecut. Vom urmări acest video și după aceea ne pregătim pentru PowerPoint. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. După ce am participat la slujbele biserici, după ce am citit Biblia încă o dată, și-am mai memorat încă un verset biblic. Totuși... După ce am citit carte după carte, am ascultat multe predici și am mers la încă o conferință creștină, totuși... După ce am învățat cum să ne rugăm eficient, am practicat discipline spirituale, am mers în misiune și am mai făcut multe alte fapte bune, totuși... Ce vrea Iisus cu noi și în noi? După ce suspină Duhul Sfânt în noi? Care este scopul final al lui Dumnezeu? Mă bucur că m-ați întrebat. Scopul final al bisericii este un ucenic matur care îl cunoaște pe Dumnezeu în mod intim și personal, care a acceptat chemarea la ucenicie și își poartă crucea în fiecare zi, care este transformat și înnoit în mod continuu la nivelul minții și al caracterului de către Duhul și Cuvântul lui Dumnezeu, care se maturizează spre plinătatea lui Hristos și care, în final, se multiplică după același model de ucenicie creștină lăsat de Domnul Iisus și de Apostol.
Când Iisus a spus, faceți ucenici, apostolii au înțeles că intenția lui Hristos nu a fost doar câștigarea cuiva la credința în Iisus, doar de a-i converti, ci de a ajuta pe cei credincioși să devină ceea ce Iisus i-a destinat să fie, de a-i uceniciza. Biserica este plină de convertiți, dar prea puțini devin cu adevărat ucenicii lui Hristos. A fi ucenic și a face ucenici este exact ce Hristos, prin marea trimitere din Matei 28, 19 și 20, ne cere. Dallas Willard a spus, ultima poruncă pe care Iisus a dat-o bisericii înainte de înălțarea sa la cer, marea trimitere, apelul pentru creștini, este de a face ucenici din toate națiunile. Dar creștinii de astăzi răspund prin a face convertiți, nu ucenici. Astfel, acest lucru a devenit marea omitere a bisericii. Harul lui Dumnezeu este gratis, dar nu este ieftin. Dietrich Bonhoeffer a spus, predicarea despre iertare fără a solicita pocăință, botezul fără disciplina bisericii, comuniune fără mărturisirea păcatelor, iertare fără mărturisire personală, harul ieftin este harul fără ucenicie, harul fără cruce, harul fără Iisus Hristos cel întrupat. Misiunea Upper Room Fellowship Ministry, o misiune de educație spirituală și consiliere creștină cunoscută pentru eforturile acestea în lucrarea de creștere și maturizare spirituală prin cursurile de ucenicie creștină avansată, plasează din nou ucenicia creștină ca principalul, cel mai mare obiectiv al acesteia. Cursurile de ucenicie creștină avansată sunt structurate în 8 module distincte. Acestea sunt modulul 1, Biblia, fundamentul pentru creștere și maturizare spirituală. Modulul 2, ucenicia creștină, inima marii trimitere. Modulul 3, maturitatea spirituală, obiectivul lucrării de ucenicie creștină. Modulul 4, firea pământească, obstacolul major în calea maturizării spirituale. Modulul 5, crucea, misterul suferinței pe care prea puțin îl îmbrățișează. Modulul 6, cunoașterea identității spirituale a credinciosului, cheia spre victorie. Modulul 7, matur și liber în Hristos, înțelegerea corectă a luptei spirituale. Modulul 8, roade și daruri, dezvoltarea unei intimități reale cu Duhul Sfânt. Cursurile de ucenicie creștină avansată se desfășoară pe internet, online, prin e-mail, webinarii și conferințe virtuale în cyberspace. Prin urmare, oricine, oriunde pe glob, poate beneficia de aceste cursuri. Fiecare modul este structurat pe o perioadă de 8 săptămâni de studiu intensiv, proiecte practice și reflexie personală. Cursurile de ucenicie creștină avansată sunt oferite atât în limba română cât și în limba engleză și se întind pe durata a 2 ani. Scopul instruirii noastre este dragostea, conform cu 1 Timotei 1:5. De aceea, se va menține un echilibru special între învățătura teoretică și creșterea spirituală personală. Fratele Vali Văduva are o chemare specială de la Domnul pentru zidirea bisericii, prin faptul că sistematizează anumite domenii și le dă o aplicabilitate mai practică în domenii specifice de viață. Pentru că mai mult decât oricând este nevoie de ucenici dedicați Domnului Iisus, vă încurajez să folosiți serviciile oferite de misiunea Upper Room Fellowship Ministry prin cursurile de ucenicie creștină avansată. Mărturisesc că, după o perioadă de informare asupra activității misiunii Upper Room Fellowship Ministry, conduse de fratele Vali Văduva, în toamna anului 2010 m-am decis să mă înscriu la cursurile de ucenicie creștină avansată. Ți-e foame de Cuvântul lui Dumnezeu? Realizezi că nu ai crescut spiritual în ultimii ani? Ești gata să plătești prețul și să-L lași pe Duhul Sfânt să te modeleze tot mai mult în asemănarea lui Hristos? Ai o dorință vie de a deveni tot ceea ce Dumnezeu intenționează pentru tine? Ești pasionat de a lăsa pe Hristos să facă o diferență în tine și prin tine,
în jurul tău? Dacă răspunsul tău este da la una sau mai multe dintre aceste întrebări, ești candidatul perfect sau ucenicul ideal pentru lucrarea de ucenicie creștină avansată oferită de Upper Room Fellowship Ministry. Te rog să ne contactezi imediat! Auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe și pe alții. Să ne rugăm pentru toți care sunt chemați să facă ucenici și pentru toți ucenicii care vor să plătească prețul, să-și ia crucea în fiecare zi, cum le explicam tinerilor. Mesajul pe care Duhul lui Dumnezeu mi l-a pus pe inimă pentru weekendul acesta, începând cu joi seara, vineri seara, sâmbătă, acum duminică dimineața, duminică seara, toate aceste mesaje se încadrează în inima lui Dumnezeu cu privire la scopul final și misiunea bisericii. Și în ceea ce privește Luca 24, versetele 13 până la 35, dumneavoastră sunteți foarte familiari cu pasajul respectiv, pentru că se citește de fiecare dată în perioada sărbătorilor de Paști. Este vorba de călătoria unui străin împreună cu doi ucenici dezamăgiți de la ceea ce s-a întâmplat în Ierusalim și plecau în afara Ierusalimului pe drumul acesta al Emausului către Emaus. De la Ierusalim către Emaus, doi ucenici dărâmați, debusolați, dezorientați, triști. Se întrebau și vorbeau între ei diferite cuvinte. Un străin se apropie de ei și intră în discuție cu ei. Aceasta este faza numărul 1 cu care Domnul Iisus Hristos consideră că este important să-i ucenicizeze un pic pe o perioadă scurtă de timp, de aproximativ 3 ore. Între Ierusalim și Emaus erau aproximativ 7 mile, mergând pe jos, obosiți, cu ceva bagaje, probabil că unui om obișnuit ia cam 3 ore, 4 ore. De aceea, ucenicia creștină sau drumul creștinului este ca o călătorie și ca un proces. Dacă sunt tineri aici, le-am explicat, de cele mai multe ori, Cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu lucrează în felul următor. Este nevoie de o criză și este nevoie de un proces. Pentru mântuirea oamenilor este nevoie de o criză, că omul realizează că este păcătos și prin urmare demn de condamnare la iadul veșnic. Dacă omul nu ajunge prin Evanghelie să fie expus la realitatea aceasta, că el este pierdut, el nu intră în criză și el nu-l va accepta pe Hristos ca mântuitor personal. Deci înțelegeți, aspectul crizei și procesului sunt folosite de Dumnezeu absolut în istoria oamenilor Dumnezeu, a prorocilor, a bisericii, a ucenicilor, a apostolilor, în viața dumneavoastră și în viața mea. Și vreau să vă spun că dacă nu ați intrat în criză încă, vreau să vă spun, și nu sunt proroc, nu este darul meu primordial lucrul acesta, dar să vă așteptați să fiți, să conștientizați lucrul acesta, pentru că dacă vreți să creșteți spiritual, va trebui să fie o criză oarecare în viața noastră. Prin criza respectivă, Dumnezeu bate la inima noastră și ne deschide ușa către proces. De aceea, drumul Emausului, când am primit acest rema din partea lui Dumnezeu, am înțeles că lucrarea Domnului în viața ucenicului, în viața credinciosului,
este ca o călătorie și ca un proces cu mai multe faze. Nu vom crește spiritual peste noapte, nu vom cunoaște în mod intim și personal peste noapte pe Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea, faza numărul 1 este Domnul Iisus Hristos apare ca un străin în mijlocul acestor doi ucenici. Cuvântul ne spune că în acest context, când cei doi ucenici se întrebau și erau în mijlocul crizei, pe când vorbeau ei și se întrebau, s-a apropiat Iisus de ei și mergea pe drum împreună cu ei. Extraordinar! În orice situație de criză, vreau să înțelegi că chiar dacă Domnul Iisus Hristos nu este în mod vizibil revelat ție și inimii tale, vreau să ai această asigurare din partea Cuvântului Dumnezeu. Iisus Hristos este lângă tine, este cu tine, merge cu tine, niciodată nu te-a lăsat și nu te va lăsa câtă vreme nu vei renunța la nădejdea, la această aspirație în Domnul nostru Iisus Hristos prin credința nouă testamentală. Chiar și în punctul cel mai întunecos al vieții tale, Iisus Hristos este acolo. De aceea, prima aplicație, chiar dacă Iisus este un străin, Iisus ni se alătură pe cale. Vine de-a lungul drumului aproape de fiecare dintre noi. De aceea, eu nu sunt singur în călătoria mea. Pe avion, mulți mă întreabă, frate Vale, dar nu te plictisești singur prin aeroport. Deci am fost în Bombay, am fost în India, în diferite locuri, singuri. Te gândești cum o să ajung la hotel, cum o să ajung acolo unde este biserica coordonatoare. Vreau să vă spun, de fiecare dată, mâna lui Dumnezeu a fost protecție asupra noastră. Nu vreau să spun și să ne lăudăm că nu este greu și că este a piece of cake. Nu este să călătorești 20-30 de ore one way și să vii înapoi, să faci o escală în altă țară și după aceea frații după 2-3 săptămâni de misiune te ia fresh și atunci acum predici aici și acum avem un seminar în alt oraș, mai mergi încă 100 de kilometri cu mașina și acolo evangelizare și în pofida slăbiciunilor noastre, de fiecare dată, fraților, de fiecare dată Duhul lui Dumnezeu ne-a dat roadă și recoltă bogată. Nu a fost un efort care să fie din partea fraților și să nu fie încununat cu recoltă din partea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este Cel care face să crească. Dumnezeu dă sămânță semănătorului și Dumnezeu dă hrana necesară lucrătorului. Slăviți să fie Domnul pentru lucrul acesta. De aceea, tu nu ești singur în drumul tău. Iisus se apropie de tine în mijlocul crizei tale, prin care treci chiar acum, să ai această așteptare că Iisus Hristos va interveni. Și vreau să vă spun că de multe ori avem această așteptare copilărească și nerealistă, nu este fundamentată pe Cuvântul lui Dumnezeu. Și anume, vrem ca Dumnezeu să ne dea soluția și să ne lase în pace. De aceea de multe ori îi cerem lui Dumnezeu soluție financiară, soluție relațională, soluție de vindecare supranaturală și după aceea să ne lase în pace, să ne continuăm drumul. Aș vrea să vedeți, când Dumnezeu mi-a dat această descoperire din cuvânt, în același timp, aceeași revelație a dat-o mentorului meu spiritual și a făcut un seminar de o săptămână de zile într-o altă localitate și în timpul acela eu puneam acest seminar împreună pentru biserica locală. Când am vorbit și am putut să vorbim aceeași limbă din punct de vedere spiritual. Pentru că vreau să vă dau așa ca un glimpse. Dumnezeu te dorește atât de mult să ai intimitate cu El, mai mult decât tu dorești să ai intimitate cu Dumnezeu. Pentru că natura lui Dumnezeu este dragostea agape. Și prin natura lui Dumnezeu, Dumnezeu dorește această conexie, această îmbrățișare, această sărutare, această apropiere, această intimitate cu Hristos. De aceea El nu s-a impus să se reveleze acestor doi ucenici și să zică, măi băieți, eu sunt, nu vă mai frământați, nu mai fiți disperați, nu mai fiți dezamăgiți, nu intrați în depresie, eu sunt cel înviat. Uitați-vă, cu răbdare, 3 ore
7 mile de la Ierusalim la Emaus, pentru că în final, soluția la criza în care te găsești tu, la dezamăgirea prin care treci tu, la plânsul și la lacrimile pe care le vezi tu, răspunsul nu este ceva, ci răspunsul este cineva. Răspunsul în final, veți vedea, este chiar persoana lui Iisus Hristos. Iisus Hristos însuși este răspunsul la toate crizele și la toate frământările noastre. De aceea avem nevoie de o chirurgie spirituală, cum spune Luca în 24:16, dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. De multe ori Iisus vine ca un necunoscut, ca un străin. Chiar dacă El nu este departe de niciunul dintre noi, totuși noi nu-L putem vedea de multe ori. Nu este de mirare că Pavel se roagă pentru credincioșii din Efes ca ochii inimii să le fie iluminați, să-L vadă pe Hristos și poziția de autoritate a lui Hristos. De aceea, dragilor, avem nevoie de această chirurgie și intervenție spirituală mai mult decât oricând. De aceea rugăciunea noastră trebuie să fie de fiecare dată: o Duhule Sfânt al lui Dumnezeu, te rugăm și noi, ucenicii din secolul 21, deschide-ne ochii astfel încât să te putem vedea pe tine cu claritate în toate activitățile noastre, chiar și călătoria noastră mondenă de la Ierusalim la Emaus, când suntem dezamăgiți. Poate mergeți distanțe mai lungi, să mergeți la geaburi, luați acolo Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia pe CD, luați aceste seminarii audio, ascultați-le și aceasta vă va da hrană spirituală. Și în spatele acestor cuvinte, Dumnezeu de fiecare dată revelează ceva din caracterul Lui și din viața Lui. Domnul să ne ajute la aceasta. Faza numărul 2 sau milestone-ul numărul 2, Iisus de multe ori apare ca un intrus în viața noastră. De ce? Pentru că Iisus Hristos este omniștient, adică știe toate lucrurile, și este omniprezent, adică este acolo peste tot, datorită divinității sale și prezenței sale prin Duhul Sfânt. De aceea, prea iubiților, de ce am zis că Iisus este soluția la criza ta, oricare ar fi? Pentru că El știe viitorul încă din prezent. El știe toate circumstanțele prin care vei trece și El știe să te navigheze prin acest labirint al vieții, prin toate aceste fraze, astfel încât dintr-o criză să te ducă într-un proces, în procesul respectiv să facă acele transformări supranaturale, acele metanoie, acele schimbări la nivelul gândirii și acele metamorfoze, acele transformări profunde la nivelul caracterului, astfel încât în final să reflectăm chipul lui și caracterul lui. Deci nu mai este vorba de noi, personalitatea noastră și faima noastră, ci în final suntem chemați să reflectăm chipul lui Hristos și natura lui Dumnezeu prin viața lui Zoe, supranaturală. Vă aduceți aminte joi seara și tinerii că există un conflict între viața bios, viața biologică, și viața Zoe, viața lui Dumnezeu. Și cine vrea să-și păstreze viața biologică, o va pierde. Dar cine sacrifică viața biologică pentru viața Zoe, pentru viața eternă, Cuvântul lui Dumnezeu spune, o va câștiga. Și aceasta este în Evanghelia după Matei, după Marcu, după Luca și după Ioan. Fantastic! De aceea, Jim Elliot, care a înțeles lucrul acesta, zise, nu este prost acela care renunță la ceea ce nu poate păstra ca să câștige ceea ce nu poate pierde. Hai să mai zicem o dată lucrul acesta. Nu este prost acela, nu este nebun acela care renunță la ceea ce nu poate păstra ca să câștige ceea ce nu poate pierde. Dragii mei, la ce renunțăm noi astfel încât să câștigăm ceva care nu pierdem? Acolo vor fi acele situații de criză, acele situații de provocare prin Cuvântul lui Dumnezeu. Iisus Hristos știe cum și când să intervină. Luca 24:17 ne spune Cuvântul lui Dumnezeu, El le-a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit uitându-se la acest intrus, care a devenit agasant un pic.
de la, ca străin este ok, îi spune cineva o vorbă bună, poate îți dă mâna, un salut, dar acest străin intră la faza următoare și devine intrusiv și începe, care este subiectul discuției voastre? Și a doua aplicație, când Domnul Iisus Hristos ajunge ca intrus în viețile noastre, cuvântul lui Dumnezeu spune că lucrul acesta de multe ori scoate în evidență, revelează tristețea noastră, dezamăgirea noastră. Și de multe ori, parcă nu suntem confortabili să exprimăm dezamăgirea aceasta cu cei cu care ne simțim confortabil, dar cu aceștia care sunt niște intruși. De multe ori, doctorul care îți face analizele, doctorul de familie sau doctorul de specialitate, te întreabă niște întrebări care te provoacă la niște răspunsuri și dintr-o dată îți dai seama că ceea ce nu ai spus la nimeni, îi spui la intrusul respectiv, de doctor sau de psihiatru sau de consilier. Îi spui, mă, tu dormi bine, mă, tu mănânci bine, mă, tu ai o viață echilibrată și nu te-a întrebat nimeni ca intrusul respectiv. Dar dintr-o dată vine ăsta și n-ai ce să faci, pentru că depinde procesul, depinde tratamentul de ceea ce ai spus acolo. De aceea vreau să vă spun că eu nu știu ce tristețe ai tu în inima ta, eu nu știu ce dezamăgire ai tu chiar în clipele acestea, dar știu un singur lucru, Hristos știe de criza inimii tale, intelectuală, mentală, relațională, familiară, financiară, de boală, de perspectivă economică, de perspectivă globală, de world view și așa mai departe, că ești tânăr și că ești dezamăgit în relații, poate că boyfriend-ul ți-a zis, I'm not going to see you again, or poate că your girlfriend ți-a zis, see you later, you know? Lucruri de felul acesta care nu sunt de ignorat nici pentru adolescenți, nici pentru tineri, nici pentru cei de la universitate. Poate că ai avut o aspirație către o ofertă de serviciu și ai făcut tot felul, ai construit tot felul de vise în direcția respectivă și ești dezamăgit. Vreau să spun că și în aceste aspecte Iisus Hristos intervine, că orice criză poate să fie exploatată pentru binele veșnic etern al împărăției lui Dumnezeu de către intrusul acesta Iisus Hristos. De aceea, Dumnezeu va interveni. A treia fază, Iisus Hristos, după acestea, apare ca un străin, după aceea devine un intrus, pentru că El vrea să creeze un cadru pentru studiu biblic de creștere și maturizare spirituală și de ucenicie creștină. Iisus Hristos abia aștepta să se deschide un pic portița și nedumerirea lor teologică și escatologică să fie expusă, să fie scoasă afară din inima acestor doi ucenici dezamăgiți, ca Iisus Hristos să intervină cu un studiu biblic. Și în faza a treia spune că unul din ucenici, Cleopa, a luat inițiativa și și-a vărsat amarul inimii în prezența acestui străin intrus. De răspuns unul din ei, numit Cleopa, i-a zis, tu ești singurul străin aici în Ierusalim, de nu știi ce s-a întâmplat în zilele acestea. Domnul Iisus Hristos, care este marele maestru în cele spirituale, știe cum să intre în lucrurile adânci când este vorba de un studiu biblic și cu întrebări din acestea, le zicem noi în termen de spiritual mentorship, life coaching, open-ended. Ce? De multe ori, noi, este foarte cu predilecție pentru noi românii. De fiecare dată ne gândim imediat să dăm o soluție, să aplicăm o judecată și o interpretare, fără să scoatem din adâncul inimii ceea ce este cu adevărat important pentru persoana respectivă care vrem să o ajutăm. Și Domnul Iisus Hristos nu intră dintr-o dată cu răspunsuri și cu soluții și zice, ce? Despre ce vorbiți? Și cel mai mult pentru noi este să întrebăm și următoarea versiune a aceleiași întrebări. Mai este și altceva. Dar ce te mai doare? Dar ce te mai frământă? Dar ce alte neclarități mai ai? Domnul Iisus Hristos știe să intervine în direcția aceasta. Îmi place stilul lui cu acele întrebări care nu au răspuns imediat. Răspunsul ucenicilor este clar, le-a explicat dezamăgirea. Și prin dezamăgirea respectivă ei au explicat și au exprimat înțelegerea incorrectă din punct de vedere teologic cu privire la Mesia. Ei au crezut că vine eliberatorul poporului Israel, nu Mesia, cel care suferă și-ți dă viața. Deci,
interpretarea Vechiului Testament a fost complet deformată în mintea și în inima acestor ucenici. Și studiul biblic oferit de Marele Învățător în Luca 14:25-27 spune așa: atunci Iisus le-a zis: o, nepricepuților și zăbamniși cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii, nu trebuia să sufere Hristosul toate aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la Mesia, cel care trebuie să sufere, să moară, să-și dea viața camelului Dumnezeu pentru salvarea omenirii. Și a treia aplicație este fenomenală, și anume, când studentul este gata, apare profesorul cu lecția. Și lucrul acesta este cel mai minunat. De aceea, înțelegeți și acum, din fiecare fază se desprinde o criză, după care este urmată de un proces mai lung sau mai scurt. Procesul acesta în care li se explică cuvântul lui Dumnezeu este cel mai lung din toată această călătorie. Domnul Iisus Hristos le explică toate scripturile de la Moise și din toți prorocii cu privire la El. Ceea ce înseamnă că toată Scriptura, tot Vechiul Testament, toată Tora, este împlinită și exegeza întregului Vechi Testament este în Iisus Hristos. Am simplificat pentru dumneavoastră. Citiți Vechiul Testament cu așteptarea să vi se dea o nouă revelație, o nouă dimensiune spirituală a lui Hristos. Aceasta a făcut Domnul Iisus Hristos în viața lor, pentru că în final El este unicul și singurul care lucrează. Deci după a treia aplicație, când studentul este gata, apare profesorul, intrăm în faza patra, în care Iisus este invitat ca musafir. Îmi place foarte mult tranziția aceasta, la faza numărul 4, în Luca 24:28-29, când s-au apropiat de satul la care mergeau, El s-a făcut să meargă mai departe. Dragii mei, am subliniat lucrul acesta, nu știu dacă va impresiona lucrul acesta, dar Domnul Iisus Hristos nu poate să fie prefăcut, nu? El s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Ceea ce înseamnă că aici este criza cea mai mare. După studiul biblic de aproximativ 3 ore, ucenicii de pe drumul Emausului au fost pus în fața unei crize. Să lase pe acest străin, intrus, învățător biblic, să meargă mai departe sau să-l invite la ei acasă, că era deja târziu. Dar ei au stăruit de el și au zis: rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Și iată că a intrat să rămână cu ei. Ați observat lucrul acesta? Iisus nu se auto-invită în viețile noastre, ci așteaptă să fie invitat. De aceea putem să mergem cu capul plin de teologie în urma unui studiu biblic, fără să avem intimitate cu Hristos, fără să-L invităm în inimile noastre, în viețile noastre, la o relație mai profundă. De aceea, a patra aplicație este aceasta: Hristos vine într-o intimitate mai profundă în viața ta și în viața mea numai când este invitat. Ești tu gata să-L inviți pe Iisus ca să devină parte din viața ta la un nivel mai profund de părtășie? Vrei ca El să fie invitatul tău special astăzi? De aceea, nu te gândi la condiția casei tale, la condiția inimii tale, la condiția relațiilor tale, la condiția vieții tale spirituale, ci insistă și invită-L cu insistență pe Iisus. În urma stăruinței și invitației acestor doi ucenici, Hristos a rămas cu ei în seara respectivă și lucrul acesta a determinat procesul următor în viața lor. Iisuse, fără tine nu putem trăi. Tu ești totul pentru noi, vino,
Te chemăm cu insistență, dorim un nivel mai mare de intimitate cu tine. Rămâi cu noi, te rugăm. Și lucrul acesta declanșează faza numărul 5. Iisus devine gazdă. Când Iisus este invitat, Iisus își ia în serios acum procesul la care tu îl faci parte. Și când Iisus devine gazdă, El începe să schimbe un pic mobila din casa ta, din familia ta. Aranjează un pic lucrurile, întoarce masa și din oaspete El devine ucenic. El devine gazdă. Multora dintre noi ne place să-L avem doar ca musafir, dar când suntem obosiți de El, să-L putem să zicem goodbye, you know, let me alone, lasă-mă acum în pace. Dar lucrul acesta nu vreau să-L minimalizez, ci vreau să zic că este crucial. La faza aceasta a cincea, practic îi se dă mână liberă lui Iisus Hristos ca să întoarcă lucrurile și să întoarcă masa. Și în faza aceasta, Iisus din musafir devine gazdă și în faza aceasta, Iisus declanșează nivelul următor de intimitate cu noi, ca ucenici și mentor spiritual. Și intrăm în faza numărul 6, în care Iisus se revelează. Aș vrea să înțelegeți că a trebuit să treacă prin aceste 6 faze ca să ajungă la faza revelației. A intervenit pe drum ca un străin. După aceea a mers mai departe ca un intrus. A început să pună întrebări open-ended, scâietoare. Și am vrea să ne ridicăm pe picioare, să ajungem la acest punct în care și noi ne ridicăm pe picioare, să ajungem la punctul acesta, stând în picioare, înaintea acestor faze, înaintea acestor posibilități. Iisus Hristos nu te lasă singur, este cu tine pe drumul vieții tale. Aleluia. Dar ochii tăi, ochii mei de multe ori sunt împiedicați să-L vadă. El va interveni la următoarea situație de criză cu întrebări scâietoare, open-ended, ce, de ce, pentru ce și așa mai departe. La punctul respectiv, Iisus Hristos ia oportunitatea să-și corecteze teologia care te-a împiedicat până acum să ai o revelație personală cu Hristos. De aceea este fundamental în perioada studiului biblic cu Iisus Hristos să ne cercetăm inima și aici este punctul când ucenicii au fost gata să primească revelația lui Hristos, cuvântul lui Dumnezeu spune, nu ne ardea inima în noi când ne deslușea scripturile. Și atunci a venit momentul și răfrângerea pâinii, când le-a frânt pâinea și le-a dat-o, li s-au deschis ochii și l-au cunoscut că este Domnul și El a dispărut. S-a făcut necunoscut din mijlocul lor și faza numărul 7 este crucială și aici este provocarea mării trimiteri. Cei doi ucenici nu au mai rămas în Emaus. Când au văzut această revelație că Iisus Hristos este Domnul, este Cel Înviat și au primit revelația cea mai mare din viața lor, s-au întors din nou 3-4 ore de la Emaus către Ierusalim cu inima plină de bucurie că li s-a arătat Domnul Cel Înviat. Deci tranziția aceasta de la faza numărul 6 la faza numărul 7, crizele acestea sunt critice. Trebuie să ni se corecteze teologia cu privire la Iisus Hristos. Trebuie să ni se corecteze teologia cu privire la creștere și maturizare spirituală. Trebuie să ne corecteze teologia cu privire la ce înseamnă ucenicie creștină. Și atunci, mingea este în terenul nostru. Ne întoarcem 180 de grade să mergem acolo unde este Iisus, unde El își desfășoară planul cosmic pentru evangelizarea și ucenicizarea lumii. De aceea, dragii mei, în seara aceasta, în dimineața aceasta, rugăciunea noastră trebuie să fie foarte strategică și anume la ce fază vrem noi să ne relatăm cu Domnul nostru Iisus Hristos. La ce criză vrem să rămânem? La criza teologiei incorrecte care trebuie corectată sau la nevoia de intimitate spirituală cu Hristos și de a-L urma pe Iisus cu o pocăință radicală și o întoarcere uneori de 180 de grade? Când Hristos ți se revelă, când Hristos ți se descoperă, ți se revelează, El așteaptă de la tine o decizie. El nu va face decizie în dreptul tău. De aceea, cum s-a rugat Billy Graham înainte de a începe lucrarea lui, a mers la o evangelizare și a zis evanghelistului, roagă-te pentru mine, și în limba engleză spune așa, to
ask God to make me will to will the will of God in my life. De multe ori trebuie să ne rugăm, Doamne, ajută-mă să doresc voia Ta în viața mea. Trebuie să depășim lucrul acesta. De aceea rugăciunea aceasta doresc să fie sinceră din partea fiecăruia. Tânăr, bătrân, bărbat, femeie, tânără, tânără, adolescent, de college, căsătorit, necăsătorit. Care este relația ta cu Iisus? Cu alte cuvinte, cine este Iisus pentru tine? Un intrus? Un străin? Doar un învățător biblic? Doar cineva care îți dă revelații? Sau este Domnul domnilor și Împăratul împăraților, demni de urmat și de sacrificat, chiar dacă este o întoarcere de 180 de grade? Mingea este în terenul dumneavoastră a fiecăruia în parte. Ne rugăm Domnului și îl proclamăm pe El în inimile și în viețile noastre. Amin. Slăvit să fie numele nostru și Dumnezeul nostru. O, aleluia, te laud, Doamne, și te laudăm din toată inima pentru că ești atât de minunat. Și ne iubești cu așa mare iubire, Doamne, încât ne vrei cu gelozie pentru Tine. Vrei să-ți aparținem, Doamne, și vrei să locuiești, să mergi cu noi pe drum și să locuiești cu noi în casele care ni le-ai dat. Să locuiești cu noi, Doamne, și să fim în Tine și Tu să fii în noi totdeauna. De aceea, Doamne, îți mulțumim din toată inima pentru tot ceea ce Tu ai făcut, faci și vei face pentru noi. O, Doamne! O, aleluia! O, Doamne! Te rugăm din toată inima, ajută-ne să luăm în modul cel mai serios. O, Doamne! Viața de pocăință, viața de predare, Doamne, și viața de slujire. O, aleluia! Ajută-ne să fim consacrați, ajută-ne să fim pasionați, să fim, Doamne, întotdeauna gata să facem ceea ce voia Ta și planul Tău, Doamne, a fost și este pentru noi. Îți mulțumim și Te laudăm, Tatăl nostru, și Te binecuvântăm în numele Domnului Iisus pentru dimineața aceasta. Aleluia! Amen! Slăvit să fie Domnul! Biserică, slăvit să fie Domnul! Ce mult au pierdut cei care au stat pe fotolii sau în alte locuri, cu excepție cei care sunt bolnavi, sau la servicii. Cu noi am înțeles într-un bilet că este pentru ultima dată fratele Severin pleacă spre România. Unde ești, dragule? Ridică mâna sus. Dumnezeu să te binecuvinteze, să te umple de Duhul Sfânt, să ai o călătorie plăcută spre România. Și împreună cu soția, cu nepoții, ridicați mâna sus să vă vedem. Dumnezeu să vă binecuvinteze și biserica să spună amin. Amin. La următoarea întâlnire să ne vedem mai plin de Dumnezeu și de Duhul Sfânt. Amin. Vă mulțumim foarte, foarte frumos. Salutul bisericii noastre către cei din România este Maranata, Domnul nostru vine. Biserica spune Maranata, Domnul nostru vine. Nu uitați, după masă vrem să demolăm muntele 550 cu 50.000 de dolari ca să facem refinanțarea, nu cu 550.000, ci cu 500.000 de dolari. Dați mâna unii cu alții acum, vă lăsăm în brațul Domnului să aveți o poftă bună la masă, ne vedem după masă la orele 6 fără un sfert, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mergeți în holul principal al bisericii, la materialele prezentate de fratele Vali și Dumnezeu să fie slăvit. Amen.